În Spania, lovită de inundații uriașe, pompieri ajutați de armată și elicopter au salvat câteva mii de oameni prinși de ape. Unii au fost recuperați chiar de pe acoperișurile caselor. Cel puțin 5 persoane și-au pierdut viața. Așa a arătat cerul deasupra orașului Malaga, unde s-a produs o furtună electrică de o intensitate rar întâlnită în această regiune. Cel puțin 5.000 de fulgere, într-un interval de câteva ore. Din această cauză, la ora 4 dimineața, Agenția Meteorologică Spaniolă a ridicat alerta la cel mai înalt nivel, roșu. În acest timp, un orășel aflat la 40 de minute distanță era lovit de o nouă viitură. Mira, otro. Mira, 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 tío, qué lástima, Dios mío, mañana esta gente, Dios mío. Ahí va. Mira, 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 ahí va para abajo. Mira, mira. Hostia, mira, tío, bomba. Echipele de intervenție au evacuat aproximativ 3.500 de oameni din propriile case sau chiar din mașini și camioane prinse în mijlocul puhoaielor. Localități întregi din sud-estul Spaniei, în regiunile Valencia, Murcia și Andaluzia, au fost inundate. Viiturile au luat sute de vehicule din parcări și de pe străzi. Cel puțin 5 oameni și-au pierdut viața, luați de ape. Alții au fost surprinși de viitură în câmp deschis. Tu sabes, hemos padecido un episodio de muy fuertes lluvias a lo largo de toda la semana, pero en las últimas horas unas lluvias muy copiosas, unas lluvias con unas cantidades que no recordaba nadie, no solamente en la Vega Baja, que tiene la singularidad que la atraviesa el río Segura, estamos en Orihuela y la atraviesa el río Segura, pero tiene una huella de impacto en muchísimos municipios. Sectoare întregi de drumuri au fost distruse, sute de case sunt încă inundate și transporturile au avut de suferit. Trenurile în zonele afectate au fost anulate și două aeroporturi închise. Meteorologii spanioli au anunțat că vremea își va reveni, dar au lăsat alerta la nivel maxim, de teamă că ploile torențiale se întorc. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.